CSM Slatina a reușit să câștige ambele întâlniri disputate cu Gloria Cornești, campioana județului Dâmbovița. După un 2-0 la Slatina, elevii lui Bobi Verdeș s-au impus și sâmbătă în deplasare cu 2-1 și s-au calificat în Liga a treia, atingându-și obiectivul pentru ediția de campionat care s-a încheiat. Fotbaliștii slătineni au intrat pentru scurt timp într-o scurtă și bine meritată vacanță. Lotul se va reuni la mijlocul lunii viitoare pentru a pregăti prima întâlnire din cadrul fazei naționale a Cupei României. Adversara nou promovată în Liga a treia pe care o va întâlni la finele lunii iulie urmează a fi cunoscută în perioada următoare.